programul Prima Casă este probabil cel mai de succes program guvernamental. De la momentul inițierii sale în 2009 până la data de 1 mai 2016 au fost acordate peste 178.000 de garanții, reprezentând un volum total de garantare de circa 15 miliarde de lei, aferent unor finanțări în valoare de 29,8 miliarde de lei. Rata de neplată în cadrul programului este de 0,34% din total credite acordate. Se arată într-un comun nicat remis de către Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice, inițiativa legislativă parlamentară privind darea în plată aprobată prin legea numărul 77 per 2016 după reexaminare a creat o incertitudine mare, atât în privința aplicabilității legii asupra creditelor contractate prin programul Prima Casă, cât și din perspectiva impactului acestei legi asupra pieței imobiliare și pieței creditului ipotecar. Acești factori au condus la o cerere foarte mare pentru acordarea de garanții în cadrul programului în primele patru luni ale anului 2016. S-a ajuns la situația fără precedent în care plafoanele alocate băncilor pentru întreg anul 2016 au fost utilizate extrem de rapid, se precizează în comunicat. Până la data de 1 mai 2016 au fost acordate 13.100 de garanții în valoare de 1,2 miliarde de lei față de perioada similară a anilor 2015 și 2014, în care au fost acordate garanții în valoare de circa 668 de milioane de lei și respectiv 536 de milioane de lei. Aceste evoluții au condus la necesitatea celei de-a doua redistribuire a plafoanelor alocate pe instituții financiare în 2016.